Bună ziua tuturor, sunt Tarotella cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Balanță, etalare pentru iunie, care sper să fie făcută în liniște până la capăt. Dacă cumva aveți mai auzit gălăgie, să știți că e cățelul meu. Am un pui lup, încă e pui, încă are chef de joacă, încă se smiorcă. Dacă face prea multă gălăgie sau se mai întâmplă alte lucruri, s-ar putea să întrerup. Dacă întrerup și fac alt video, va trebui să lipesc și să apară acea linie care pe unii deranjează. Sper să nu vă deranjeze chiar atât de mult încât să nu puteți să ascultați etalarea. Nu uitați oricum că este o etalare colectivă și este suficient pentru mine să vă transmit măcar un mesaj important, măcar un mesaj interesant. Evident, nu toată etalarea trebuie să fie pentru voi. Selectați. Este o etalare colectivă. Selectați cu grijă ceea ce simțiți voi că rezonează. M-am amestecat cărțile. Și înainte de a începe celelalte prezentări, vreau să prezint un mesaj scurt, măcar că acesta este pentru unii dintre voi. Evident, a apărut regele de monede. Bănuiesc că ori aveți niște discuții cu tatăl vostru, cu soțul, cu o figură autoritară, în niște probleme, ori voi vreți, unii dintre voi vreți să fiți stâlpii familiei, posibil, depinde ce viața ați avut până acum. Dacă ați fost mai jucăuși sau dacă ați fost serioși de la început, e treaba voastră, sunteți mulți, multe generații, multe caractere. Ideea este că regele de monede, pe lângă faptul că simbolizează un semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, este o figură autoritară. Posibil pentru unii dintre voi să vă doriți să fiți așa. Nu neapărat autoritari, să fiți stâlpii familiei, să fiți persoane pe care oamenii se pot baza. Să fiți persoane înțelepte, stabile și oamenii să vină să ceară ajutor la voi cu încredere. Posibil unii dintre voi să vă doriți să deveniți acest exemplu pentru cei din jur, prieteni, familie, colegi. Asta în cazul în care nu aveți de-a face cu un semn de pământ. În continuare, și cred că totuși vă doriți pentru alții, într-o poveste de dragoste, vă doriți să deveniți o persoană pe care cel drag se poate baza. Asta pentru că la un moment dat, am mai sărit încă trei cărți, la un moment dat ați fost într-o situație, nu musai trio, pur și simplu, ați dat mai mult unora, mai puțin altora sau ați primit mai puțin de la unii, în contextul în care voi poate ați oferit mai mult decât ar fi trebuit. Întotdeauna lucrurile sunt relative. Totuși, vorbim de o etalare colectivă. Da? Ideea este că au fost relații dezechilibrate. Aici vreau să ajung. Ați experimentat genul de relații dezechilibrate. Posibil din acest motiv vă doriți o relație stabilă, o viață stabilă, unii dintre voi. Dar tocmai pentru că ați experimentat relații dezechilibrate, interesant că deși e semn de pământ, avem și balanța, da? Deși, printre toate aceste relații dezechilibrate, ați descoperit o persoană pe care o simțiți într-un mod special. Simțiți că este ceea ce v-ați dorit sau chiar dacă nu este ceea ce v-ați dorit, vă atinge într-un mod special și posibil veți descoperi în timp că este ceea ce v-ați dorit. Pentru că văzusem și steaua la un moment dat. Probabil veți descoperi în timp că este ceea ce v-ați dorit voi. Ideea este că vă atinge într-un mod special această persoană. Simțiți lucruri foarte profunde, simțiți că întâlnirea cu ei este orchestrată de divinitate și vă doriți să comunicați cu această persoană. Deci dacă la un moment dat, într-un trecut, îndepărtat, apropiat, voi știți. Ați experimentat triouri sau relații de scurtă durată cu multe personaje care nu v-au adus cine știe ce satisfacții. În ultima vreme, ori vă doriți, ori ați întâlnit. Și bănuiesc că totuși ați întâlnit, că de-aia vă și doriți comunicarea. Cu acest suflet pereche, flacără geamănă, suflet geamănă, depinde de voi. Oricum, până acum, ați experimentat relații karmice. Cu
cu acest personaj veți reexperimenta altceva. Ideea este că aveți nevoie să comunicați. Posibil să le spuneți lor despre stilul acesta de viață, pe care bănuiesc că vreți să lăsați unii dintre voi în trecut și să manifestați. Să manifestați ceva serios. O relație nouă, bazată pe temei, pe adevăr, pe încredere. Pe încredere, că asta face regele de monede, varianta lui superioară. Este un personaj de încredere. Aveți aici totuși o moarte, 8 de cupe, turnul și 9 de cupe. Bănuiesc acest suflet care apare aici, pe care l-ați întâlnit la un moment dat și v-a adus multă bucurie, v-ați separat, v-ați întâlnit brusc și v-ați simțit foarte bine în preajma lor, v-ați și separat brusc. Însă, această moarte este doar motivul renașterii voastre. Dacă lucrurile au părut dintr-un punct de vedere că au murit sau că nu mai aveți șansă, nu mai aveți nicio variantă în a continua povestea respectivă, posibil în ultima vreme și voi v-ați transformat, posibil și ei, lucrurile au fost așezate în așa fel de divinitate încât amândoi să vă transformați și când vă veți întâlni să fiți alte persoane și să puteți manifesta acel adevăr despre care am vorbit mai devreme, da? Și voi și ei să fiți pregătiți pentru o relație serioasă. Oricum, unul dintre voi bănuiesc că vrea să ofere niște scuze după o perioadă de tăcere. Unul a fost lăsat în frig, în ceață, fără răspunsuri, fără întrebări, deși s-ar fi putut crea o relație de lungă durată. Dar au fost acele relații karmice. Însă, acesta a fost doar un scurt mesaj. Măcar să fie acesta pentru unii dintre voi. Ce ar mai trebui să spun? Ok. Știți că sunt în priciul meu, un atelier, un loc ușor în care uneori mai am și o parte de liniște. Ia uite, acționați de ca și când partenerul este aici. Bănuiesc că acel personaj despre care am vorbit nu este încă cu voi. Posibil încă trebuie să mai lucrați la transformarea voastră și voi și ei. Și până atunci lucrați în paralel și la manifestarea relației cu ei. Decât să vă pierdeți vremea cu relații karmice, mai bine acționați de ca și când partenerul este aici. Și ce înseamnă asta? Faceți loc în dulap pentru lucrușoarele lor. Faceți loc în cameră pentru prezența lor, când vor veni să fiți deja acomodați cu prezența lor. Faceți loc în programul vostru de cât vreți voi, la început o oră, două, în care să trăiți de ca și când sunteți cu ei, de ca și când vin de la serviciu, vin de la job și stau de vorbă cu voi. Asta înseamnă manifestare, asta înseamnă să acționați de ca și când partenerul este aici. Dacă veți fi tot timpul ocupați, când va veni, va fi greu să vă schimbați programul. Încercați să vă schimbați programul pentru ei dinainte, ca să-i atrageți. Asta înseamnă manifestare. Mesaje de la îngeri. Trebuia să încep cu spiritul naturii, dar am început cu mesajele de la îngeri. Încep altfel. Trei. Practicați compasiunea, am mai fost la încă o zodie, ca și mesaj direct, că mai sunt altele pe lângă, care completează mesajele principale. Practicați compasiunea, faceți ceva pentru cineva, bănuiesc că pentru această persoană cu care n-ați comunicat în ultima vreme, posibil unii dintre voi, evident, etalare colectivă, mă voi adresa unora. Și vorbiți limbajul dragostei. E o chestiune de comunicare. Ați văzut asul de spade. Asul de spade alături de îndrăgostiți, da? Comunicați cu persoana dragă despre ceea ce simțiți. Împărtășiți cuvinte dragoste, cuvinte tandre și nu doar cuvinte, dar și faceți ceva. Faceți ceva practic. Arătați-vă amabilitatea.
Arătați-vă că sunteți, arătați că sunteți oameni pe care se pot baza, în care pot avea încredere, da? Cum se și vede în poză. Aceste căprioare și iepurași nu vin în brațele persoanei dacă nu au încredere, evident. Fiți oameni de încredere în, sau demonstrați încrederea ca persoana respectivă să vină în brațele voastre sau în preajma voastră. Și ca să reușiți să faceți lucrul ăsta, practicați compasiunea. Compasiunea față de voi în cazul în care ați greșit într-un fel sau altul sau v-ați pierdut energia în relații karmice. Compasiunea față de voi, că toți greșim, nu zic că doar voi, sau toate zodiile, și eu, da? Și colegii mei care prezintă, da? Toți avem, sau am avut, avem în continuare momentele noastre în care greșim, da? Și trebuie să ne iertăm, trebuie să ne iubim, ca să putem să iertăm și pe ceilalți și să iubim și pe ceilalți. Practicați compasiunea. Eventual, dacă știți că am văzut 5 de monede, i-ați lăsat un pic în urmă, și în frig, că nu trebuia, arătați acum ce nu ați arătat atunci. Evident că etalarea poate să fie și inversă. La capătul setului de cărți, ce aveți? Frumos. Privește la puterea ta interioară. Da, am zis bine. Și o carte foarte frumoasă. Eventual, relaxați-vă dacă sunteți stresați, cum să manifestați această relație, acest suflet pereche. Încetiniți eventual în direcția relațiilor karmice și începeți să învățați să manifestați, să vă gândiți la acest suflet flacără geamănă, să anticipați într-o stare de visare sau de vis lucid cum va fi, da, cum am zis și mai devreme, când veți fi împreună. Cum va fi când veți fi împreună. Ieșiți dintr-un labirint mental pentru că sunteți semn de aer și aveți tendința. Bine, toți avem. Depinde acum și de planete. Dar ce mai frumos este această carte în care iar aveți un glob în mână. Aveți puterea să vă creați viața pe care vă doriți. Eventual, cum am spus mai devreme, includeți în această nouă lume la care lucrați, includeți și persoana dragă. Că altfel înseamnă că nu-i manifestați și veți aștepta mult și bine dacă nu-i includeți. Includeți măcar în momentul în care vizionați cum va fi această lume pe care voi vreți să vă creați. Evident că acolo includeți și profesie și multe, multe alte lucruri. Dar mai presus de toate, includeți-vă și partenerul, da? Cu care puteți comunica la distanță, telepatic, cum vreți voi. O să le pun aici deoparte, să le mai văd. Sper că m-au auzit, nu pot să vorbesc tare. Din seria animalelor, spiritul naturii, ce aveți? Am zis că lucrurile au mers încet în această direcție. Aveți, v-a apărut deocamdată bruscuța testoasă și rechinul, posibil semn de apă. Posibil semn de apă, unii dintre voi aveți un semn de foc și aveți și eter, dar trecând peste asta, peste semne. Lucrurile au mers foarte încet în manifestarea acestui suflet pereche sau flacără geamănă, ce-o fi, ce-o fi, depinde de norocul vostru. Pentru că bruscuța sestoasă este foarte înceată. Posibil nici voi, că sunteți semn de aer și semnele de aer nu prea își arată emoțiile, depinde de planete, depinde de persoane, foarte rar își arată emoțiile. Probabil ați ținut în această carcasă ascuns tot ceea ce simțiți. Și la un moment dat lucrurile au răbufnit, chiar dacă nu s-a spus, e un rechin, chiar dacă nu s-a spus, s-a creat o energie negativă. Emoțională, evident, tocmai pentru faptul că nu v-ați exprimat emoțiile. Se creează niște tensiuni, tensiuni care ne macină, înțelegeți, da? S-a așteptat gazela semn de foc, s-a așteptat, s-a observat, posibil voi i-ați observat, i-ați așteptat, poate și ei v-au așteptat și v-au observat. Cu pasiune, dar amândoi am senzația că ați ținut pasiunea asta undeva în spate. Deși aveți multă atracție, șarpele de mare, ceafra a doua, multă atracție sexuală unul față de celălalt și pasiune.
și nu s-a comunicat. Nu s-a comunicat, am văzut 5 de monede mai devreme și acesta este Black Egg, este chakra a 5-a a comunicării. Nu prea s-a comunicat, vă doriți acum să comunicați. Apare Sunul Peștilor pentru unii, dar nu asta e important, cât nevoia de a ieși, de a ieși la lumină, de a ieși la lumină cu ceea ce simțiți, să vă comunicați, evident. Și să manifestați autoregina de monede, mai devreme a fost regele de monede, să manifestați o nouă lume, să țeseți o nouă poveste. Dacă a intervenit acea moarte, acel punct, acum vreți să o luați de la capăt într-o privință. Haideți să vedem. Balanță. Încercați să nu vă fixați pe zodii. O să zic mai degrabă aspecte. Balanță. Ah, ia uite. Ce frumos. Oul cosmic. Oul cosmic. Este un simbol foarte puternic. Este ultimul din seria cărților care reprezintă semnul alchimic al eterului. Ultimul. Adică Sahra Sara, chakra prin care ne conectăm la spiritualitate, da? Aici trebuie să lucrați voi, majoritatea. Eventual, posibil în relație cu cineva, vă veți deschide universul și capacitatea de a vă înțelege viața. Veți înțelege viața din alte perspective, veți crește, e o evoluție, o spirală, da? Și nu doar că veți crește, veți genera, iar este acel glob, da? Veți concepe un nou univers, separat și împreună, da? În această perioadă sau începeți, sau ați început. Oh, un semn de foc, dar un semn de foc foarte puternic sau cineva cu aspecte în semn de foc. Cobra. Dar să vedem ce în spate. Ghepardul, al semn de foc. Un nou început. Relație. Vă doriți un nou început emoțional. E similar cu asul de cupe, dar nu e chiar așa. Vă doriți un nou început cu cineva. Posibil semn de apă. Dar deocamdată stați și observați. Stați și observați. Vă observați unul pe celălalt. Nu aveți impresia că doar voi îi observați și ei vă observă dintr-un punct de vedere, poate emoțional, poate își analizează stările prin care trec în momentul în care se gândesc la voi. Chiar dacă nu vă întâlniți pe stradă, chiar dacă nu vă știți anumite, eu știu, activități. Și iar apare un simbol de pământ, cum am văzut mai devreme și regele de monede, dar în acest context simt că este un ego care trebuie lucrat. Ego-ul cuiva trebuie să se prelucreze și să manifeste partea bună. Prea multă mândrie nu dă șanse la această dragoste, la acest potențial, la acest proiect. Proiect, poate să fie și proiect la locul de muncă, dacă nu e dragoste. Oricum, dacă ego-ul a fost în urmă, lăsați-l în urmă și manifestați cu viteză o creștere, o ridicare în vibrație. De ce vorbesc de ridicare? Am vorbit și aici, e o spirală, da? Un șarpe, o spirală, iar o reptilă. Șarpe, reptilă, cobră, reptilă. Ideea este că și cobra se ridică. Însă în aceste de cărți, cobra reprezintă un profesor spiritual. Posibil, unul dintre voi este mai evoluat spiritual și vă ajutați, ori voi, ori ei. Cunoașteți-vă poziția cu sinceritate. Nu trebuie să-mi spuneți mie în ce poziție sunteți. Că întotdeauna noi avem tendința, eu sunt mai bine decât celălalt. Așa avem tendința să spunem. Dar poate nu e chiar așa. Poate să fii mai bine financiar și mai puțin spiritual și invers. Până nu stai cu cineva și nu trăiești lângă cineva, n-ai cum să descoperi lucrurile astea, da? Oricum, aveți, dacă nu e un profesor spiritual, persoana aceasta, posibil, sau nu e mai evoluat decât voi, posibil voi sunteți evoluați în comparație cu ei, iar fără ego, găsiți-vă poziția, fără ego, da? Fără cornițe. Găsiți-vă poziția în această poveste cu mult potențial. Și dacă până acum ați stat în umbră și ați observat, luați viteză. E ghepardul, da? Ghepardul. Zic și odată corect? Că zic ba leopardul, ba pantera, da?
E ghepardul, cel mai iute animal de pradă. Interesant este că aveți aici numai prădătoare. Posibil că amândoi sunteți foarte puternici. Și din acest motiv se manifestă mai greu când avem de-a face cu oameni care sunt la același nivel cu noi sau mai sus. Lucrurile se manifestă oarecum mai greu. Trebuie să renunțăm la ego-ul, la frici, da? Să simțim semnalele pe care le primim de la distanță. Și iar tigru, iar semn de foc. Pentru mine tigru este marea preoteasă, are o lună între ochi, intuiție mare, mare. Vă conectați la intuiția voastră. Sper că m-ați înțeles, da? Încerc să fiu și iute și să nu o lungesc prea mult, că oricum am tendința să vorbesc mult. Da? Prindeți viteză. Prindeți viteză. Ah, mai e un mesaj pentru unii. Pentru unii, așa simt. Pentru unii s-ar trebui, scuzați-mă, cred că ar trebui să sunteți puși în situația în care trebuie să luptați cu altcineva pentru acest personaj pe care vi-l doriți, acest suflet pereche. Trebuie să luptați cu altcineva, semn de foc, eventual, sau semn de pământ, ca să manifestați acest suflet. În cazul în care ați fost separat sau nu ați comunicat sau nu ați manifestat tot ce ați vrut voi, posibil cineva ori din trecutul lor, ori din trecutul vostru, să intervină și să trebuiască să luptați. Vom vedea cum apar alte cărți. În fine. Ia uite, asul de spade. Asul de spade, temperanță, da? Curățați-vă chakrele. Vorbiți cu îngerii, regina de foc, o persoană care vă atrage într-un mod fantastic. Nu e obligatoriu să fie leoaică sau cu planete sau cu aspecte, na, zic leoaică. Cu aspecte în semnul leului. Știm că balanțele se atrag cu semnul leului, e sextil, dar totuși, ia uite, sunt lacrimi, a fost o separare. Și vreți schimbare. Vreți schimbare și iute, iute, iar apăsați pe viteză, că aici sunteți voi. Vă place, probabil că vă place să conduceți cu viteză, nu? Știți că sunteți un cuplu puternic împreună și vă doriți acest personaj să fie, iar regina de monede, regele. Dacă voi vreți să fiți regele, îi vedeți pe ei ca fiind regina, da? Pe de o parte, repet, poate să fie un alt semn de foc care să intervină între voi. Există și varianta asta. Nu la toată lumea. Însă, cu răbdare, dar nu lungiți prea mult că s-ar putea să vă fure șansele altcineva. Soare, Lună, Venus, ascende, nodul nord în balanță. Iunie 2020. Vă doriți o relație. Vă doriți o relație stabilă, frumoasă. Nu bazată pe interes, bazată pe pasiune, pe interese comune. Nu interese materiale, vreau să zic. Pasiuni comune, hobby-uri, să lucrați împreună. Asta vă doriți. Eventual, flacăra geamănă. Da? Flacăra geamănă, că am văzut și îndrăgostiții. La voi o să fac în cruce celtică. Vă imaginați central ce blochează și apoi încep de jos crucea și lateral celelalte elemente. Mi se pare mult mai logic și dintr-un punct de vedere explică mai bine anumite lucruri. Ia uite, a fost doi de... Aici sunteți voi. Ia uite, regina m-a fost mai devreme. Aici sunteți voi, regele de bute. Ați blocat comunicarea cu ei. Sunteți amândoi foarte mândri, foarte pasionali, am văzut mai devreme, da? Probabil că aveți amândoi aspecte în zodii de foc. Hai să și tai. Balanță, soarele nu vine să ascende în ultimul balanță. Ok, central. La ce zodie a mai apărut? La rac? Sau la leu? La leu. Central a apărut cavalerul de bâte. Iar, asemănător cu broscuța testoasă. Un cavaler care vine încet,
te plictisești, îți crește părul alb, trebuie să te vopsești, cum am vopsit eu, cam încărunțit, da? Decât stai să-l aștepți pe acest cavaler de monede. Și totuși, central, vă doriți să oferiți cuiva, dacă sunteți voi, citești și din perspectiva asta, perspectiva în care vă reprezintă această carte din punct de vedere central, vă doriți să puneți bazele unei relații de lungă durate sau unui proiect care să vă aducă bani. Ia uite, Marea Preoteasă, wow! Sau unui proiect. Dacă e vorba de bani de job, vă doriți un proiect care să vă ducă, să vă ducă aproape de succes. Și îl veți avea, pentru că ce își propune acest cavaler de bâte, tot zic de bâte, de monede, și reușește. Este cel mai precaut, cel mai încet, dar și cel care reușește. Mai devreme sau mai târziu reușește. Posibil că și voi sunteți hotărâți să aveți răbdare. Am înțeles. Să aveți răbdare în ceea ce vreți să faceți. Că e relație, că e proiect. Unii dintre voi v-ați decis să nu mai fiți prea grăbiți. Să luați lucrurile pas cu pas, cu răbdare, pentru că vreți lucruri solide. Și lucrurile solide se manifestă cu răbdare. Ok. Posibil să fie un semn de pământ. Dacă nu vă reprezintă. Poate primiți un dar de bani. Sau o susținere financiară pentru ceea ce vreți voi să faceți. Există și varianta asta. Vă dau mai multe. Oh, ce frumos! Da? Am tot vorbit de renaștere. Vreți să renașteți. Vreți să renașteți. Aici este provocarea. Dacă veți avea răbdare, da? Să renașteți ceva. Și renașterea apare după moarte. Am văzut și moartea mai devreme, dați în urmă. Am văzut 5 de monede și 2 de spade. Nu s-a comunicat. Ați creat o situație sau a fost creată de divinitate, evident. Tocmai ca să vă transformați. Vreți să renașteți. Vreți o împăcare cu cineva. Că asta înseamnă renaștere. V-ați ascultat, bănuiesc, intuiția. Destul de asemănătoare, nu? Șarpele ce face? Își lasă pielea veche ca să apară o nouă ființă, care evident va concepe o nouă lume, altfel de relații, altfel de situații. Interesant. Și aveți o mare preoteasă aici. Wow! Îmi place. Știți că e cartea mea preferată. Și împărăteasă, dar mai mult îmi place o Marea Preoteasă. În trecutul îndepărtat, semn de apă pentru unii. Dacă nu e semn de apă, este un personaj care vă face să visați. Vă face să visați. Eventual aveți și multe fantezii cu ei. Eventual, printre multe alte interpretări, aveți și multe opțiuni. Ați avut multe opțiuni. Ați avut multe opțiuni că, în general, balanțele sunt dorite de toată lumea, că sunt frumoase, zic balanțe, chiar dacă sunteți băieți, bărbați, da? Sunteți atrăgători, sunteți simpatici, comunicați bine, da, că am văzut 6 de monede, dar cred că vreți altceva acum. Vreți lucruri stabile. Dacă în trecut ați avut multe opțiuni, posibil ați încercat pe toate. Și bani, și prieteni, și sex, și lucrușoare, și lucrușoare. În fine, ați experimentat de toate. Acum, central, vreți ceva valoros. Vreți ceva valoros, durabil și pe care vă puteți baza și nu doar vreți și voi să fiți oameni de bază pentru persoanele dragi. Mai pun din când în când, trebuie să-mi protejez ochii. Un pic. Wow, 3 de cupe. A fost un trio la un moment dat.
ori din partea voastră, ori din partea lor, dar trecând peste asta am spus, iar pentru unii semn de apă, deși nu e obligatoriu. Dacă nu e semn de apă, că și semnele de foc pot să transmită multe emoții, că sunt foarte expresive, cineva va aduce multă, multă bucurie. Cartea aceasta, Trei de cupe, nu reprezintă doar trioul, ci și întâlnirea cu sufletul pereche. Sunt cele două suflete și a treia persoană este relația în sine, este compozitul. Dacă știți astrologie unii dintre voi, da? Ce înseamnă composit chart. Ceea ce creați, ceea ce simțiți împreună. Împreună. Eventual, în ultima vreme, vom vedea la clarificări, Trei de cupe pot să reprezinte și prietenii. În trio poate și, pot și prietenii să intervină cu câte o vorbă, adesea proastă. Să vă spună că nu e omul potrivit, nu este tipa cu care ar fi bine să faceți o relație sau X sau Y, da? Că așa sunt prietenii. Prieteni. Dar, repet, persoana aceasta va aduce multă, multă bucurie. Și totuși sunt niște secrete, nu țineți. Țineți în secret, ia uite, împăratul, aici sunteți voi, pe de-o parte. Pe de-o parte. Că pentru mine împăratul poate să fie și semnul balanței, că e opoziția balanță-berbec. Adică balanțele în relație cu cei dragi, casa șaptea, se manifestă ca berbecii. Pot să fie oameni stabili, că am văzut regele de monede, da? Care oferă stabilitate, dar nu prea arată emoții. Și aici e cam greu și cam nasol pentru cei care au nevoie. Suntem oameni și avem nevoie de emoții, până la urmă, face parte din natura noastră. Viitor îndepărtat? Uai, Doamne! Dar câte cupe? 10? Păi, fericire! Ia, uite, mă bucur pentru voi! Păi dacă aveți răbdare și munciți pentru această fericire, păi o să o manifestați. Împăcare? Împăcare cu cineva? 10 de cupe! 10 cupe, domnilor! 10 cupe! Un curcubeu am văzut când ieri sau alaltă ieri am făcut să vă pun pe Facebook poze cu acel curcubeu. De fapt, au fost două. Foarte frumos! Vă doriți o familie fericită alături de această persoană. Așa visați. Probabil că visați de mult timp. Această familie fericită. Vă doriți și copii cu ei, unii dintre voi. Și totuși acum, ei nu sunt lângă voi, 8 de cupe. Iar, deci 4 cărți cupe, emoții, lacrimi și de bucurie și de tristețe. În prezent sau viitor apropiat, 8 de cupe, pentru că totuși apare această împăcare, această renaștere, Judgment Day. Judecata. Voi trebuie să alegeți. Pe de-o parte, am un mesaj între prieteni și persoana aceasta care a plecat și pe care totuși o doriți, să o visați de mult timp în viața voastră, simțiți că vă face foarte fericiți. Și am senzația, repet, deși ne-am clarificat, că Trei de cupe pentru unii pot să reprezinte și prieteni. Sau o a treia persoană. Dar, deși cărțile eu acum le folosesc drept, dacă le foloseam și invers, aș fi putut mai bine să-mi dau seama, dar o să clarific. 8 de cupe poate să însemne și dorința voastră de a vă întoarce. 8 e transformare, da? De a transforma situația, că vreți să puneți bazele unei relații sau unui proiect de lungă durată. 8 de cupe, vreți să lăsați în urmă, cum a zis mai devreme, dați în urmă, da, la început, să trebuie să lăsați în urmă relațiile karmice, relațiile care nu v-au satisfăcut, nu vă umplu paharele. Ok, v-a simțit bine cu amicii, cu prietenii, cu iubitele, cu amicele, cu vecinele, cu cine mai vreți voi. V-a simțit bine. Dar n-au fost cupe pline, au fost jumate, pe sfert, vărsate, da? Nu le mai vreți. Trebuie să mergeți către 9, pentru că dacă voi sunteți pe 9 de cupe, vine, da, către 9, vine și cupa lor și manifestat 10. Foarte interesantă etalarea.
curioasă la clarificări. Sfatul. Wow! Cinci de spade. Cinci de spade înseamnă conflicte mentale, înseamnă jocuri mentale, semn de aer. Posibil că din acest motiv încă sunteți în separare, da? Și vreți împăcarea că v-ați ascultat intuiția și vă dați seama că vreți altceva. Vreți altceva. Posibil vă dați seama că aceasta este o vibrație joasă, ați învățat, da? Este acest ego despre care am vorbit. Acest ego, cornițele, care ne fac să credem că noi suntem mai inteligenți, că îi putem juca într-un fel sau altul, sau X sau Y, da? Poate e altcineva, poate e alt semn de aer. Dar totuși e etalarea voastră. Am zis că citesc cărțile și ca manifestări în viața voastră personală, nu neapărat personaje. Posibil să aveți argumente și cu altcineva în legătură cu această poveste. Dacă ați vorbi cu prietenii sau cu cineva, să vă certați un pic pentru această fericire pe care vă doriți, da? Și la care visați de mult timp, da? Și ați primit semne. Aici, în judecata aceasta, ați primit semne că voi ați mai fost împreună într-o altă viață și vreți să renașteți în această viață sau să continuați ce ați început în cealaltă viață. Însă, cinci de spade în poziția sfatului. E în poziția sfatului și atunci, pe de-o parte, iar aveți de luptat cu cineva ca să vă cuceriți acest personaj pe care vi-l doriți în viața voastră. Pe de-o parte, mai este și un conflict, e un conflict de cinci, da? E un conflict mental care vă ține într-o vibrație joasă și nu puteți manifesta. Cu cât sunteți în acest conflict, cu atât rămâneți departe de acest 9 de cupe și de 10, da? Dar fiți atenți că vine interesant mesaj, vine luna plină în curând, manifestați transformare, eliberarea de trecut ca să manifestați 10-le de cupe. Vine luna plină, da? Și cupa e aici. Punctați-o voi, dacă știți ce înseamnă manifestare. Scrieți-mi dacă nu știți și vă zic. Este la fel de negroasă ca și judecata această carte, însă aici apare un înger. Asta înseamnă că la un moment dat, ca să-ți auzi îngerul, renunți la ego. Pentru că ego face multă gălăgie, prea multe gânduri și nu mai auziți nimic, nici intuiția, nici semnele divine. De-a picat. Sfatul este, pentru că e 5 și 5 înseamnă transformare prin creativitate pentru mine, ieșiți din acest ego, din aceste tensiuni și conflicte mentale. Cum o să-i spun că îmi pare rău? Cum o să-i spun că o doresc sau că îl doresc în viața mea? Cum găsiți variante creative? 5, casa 5-a aleului, da? Vorbesc de leu ca și ce înseamnă, da? Ca și zodie, nu neapărat că aveți de-a face cu lei. Așa că este și numărul 5, chakra 5 a comunicării. Comunicați. A, interesant, da? Ați avut speak, dragii mei, că da, e bine să le pun în față. Decât să aveți conflicte mentale sau cu ei sau cu alții, mai bine vorbiți că tot comunicați bine când vreți. Comunicați limbajul dragostei. Încercați să vedeți ce vor ei. Un pic de romantism, un pic de sensibilitate, de emoții, că aveți și voi multe, multe emoții. Nu contează cu ce zodie aveți de-a face. Iar exterior, 6 de spade. 6 de spade. Așa cum s-au așezat cărțile, am senzația că vă influențează, încă nu sunteți împreună unii dintre voi, dar vă doriți această renaștere și împăcare. Pentru că visați la ei, visați la 10 de cupe împreună cu ei. Și dacă a fost un trio, ei au plecat, au simțit.
Aveți două cărți care arată pe cineva care pleacă. 8 de cupe, 6 de spade. Bănuiesc că această plecare a lor vă influențează. Este cartea care vă influențează. Să vă afecteze în continuare. Poate și plecarea lor să vă facă să înțelegeți că de fapt voi vreți altceva. Nu mai vreți triouri, nu mai vreți prieteni de trecători. Vreți relații stabile. Da? Vreți ceva stabil, frumos, de durată. Pentru că nu vă reprezintă acești șase de spade, e altcineva. Eventual, unii dintre voi vă separați de cineva. Dacă nu e acest personaj, poate de acea a treia persoană care a intervenit la un moment dat între voi. Da. De ce vă este teamă? Vai, cum să vă fie mai teamă de temperanță? Dacă sunteți mai grăbiți de fel, că semnele de aer în general sunt mai grăbite, probabil că de-aia apare temperanța în poziția fricilor. Vreți să manifestați repede, dar totuși ați înțeles că trebuie să fiți precauți, să fiți mai ordonați în felul în care abordați situația, proiectul sau relația pe care vreți să o renașteți. Posibil, aici este și aici e provocarea. Că da, e pe provocare, judecata. Judecata înseamnă să vă ascultați îngerul. Și aici apare îngerul în poziția fricilor. Foarte interesant mesaj. Foarte interesant. Și în poziția sfatului aveți această carte, 5 de spade, să ieșiți. 5 înseamnă schimbare, am zis mai devreme, prin creativitate și prin comunicare. Comunicare, limbajul dragostei. Dar de aia apare temperanța în poziția fricilor, pentru că unii încă sunteți în ego și sfatul este să ieșiți din ego. Să ieșiți, că altfel pleacă persoana. Lungiți prea mult discuții, prea mult, nu discuția, că nu e nicio discuție acum, e doar ce vă doriți. În fine, povestea asta se lungește prea mult, trebuie să o manifestați mai repede. Poziția fricilor, temperanța. Aveți nevoie de curățare energetică. Vă este teamă? De ce să vă fie teamă? Repet, aveți un înger și pe provocare. Îngerul vă spune să vă împăcați, să renașteți ego-ul. Dar cum să fac eu așa ceva? Dar cum? Ce să-i zic? Ce să fac? Eventual, poate să mai fie și o stare de vină. Vă doriți totuși să comunicați. Vă doriți adevărul și să le spuneți lor prin ce ați trecut, ce ați experimentat, cât v-ați luptat cu gândurile, cu prietenii, cu diferite situații. O să clarificăm. Și nu mai vreau să dau zodii. Aveți apă și aer. Și un pic de foc, să zic, săgetător. Ce reușiți? Ce frumos, puterea. Asta reușiți. Pe de-o parte, să vă temperați în cazul în care aveți tendința să acționați în pripă. Pe de altă parte, să zicem că e o transformare, pentru că aveți 8 de cupe în prezent, o transformare emoțională. Începe să vă transformați, eu zic, să lăsați frica în zona spiritualului și să creșteți. Avem un infinit, da? Să vă ascultați intuiția și nu corpul, nu ego, iar ego, am vorbit mai devreme la ego, 5 de spade, am văzut și cerbul, am vorbit de ego. Cred că începeți să vă transformați, pentru că este 8 puterea, și vă dați seama că vă transformați într-o persoană puternică. De fapt, asta înseamnă transformarea pe care ar trebui să o faceți în această perioadă. Eventual,
eventual. Iar am zis că cineva cu planete, cu aspecte în zodia leului. Ia uite, vreți să comunicați. Aici sunteți voi. Sau un semn de aer. Da, vreți să comunicați, să schimbați și octombrie, să zicem, pentru unii, roata norocului, schimbare. Vreți să schimbați situația. Eventual, dacă au fost minciuni, strategii, jocuri mentale, vreți să schimbați. Faceți acest efort, 5-10, dublați efortul ăsta, să ieșiți din mentalul acesta negativ și să schimbați lucrurile. Vreți o schimbare și să manifestați acest cuplu de forță. Și vorbesc de cuplu pentru că aveți aici două personaje foarte puternice și aici aveți un cuplu, într-adevăr. Simțiți că lângă ei sunteți fericiți și nu doar că fericiți, puteți să faceți lucruri foarte speciale. Foarte speciale. Ia uite, regina de cupe. Posibil că ați mințit-o. Regina de cupe, unii dintre voi, persoană foarte sensibilă, faetonul. Am înțeles. Nu ați exprimat, unii dintre voi, aici e chestia, neapărat de minciună, nu ați exprimat câte emoții simțiți în preajma lor. Și din ce motiv? Din cauza acestui ego. Da? Asta în cazul în care regina de cupe nu e personajul, da? Că aveți nu știu câte cupe, personajul a 10-a, ce frumos, vedeți, da? Am zis că în prezent vă transformați emoțional, vă transformați, lăsați 8-ul, e transformare, lună plină, fiți atenți, ca să mergeți către 9. Dar ce frumos că e cupa de lumină aceasta, da? A 9-a cupă. Satisfacție emoționale, conștiința a ceea ce sunteți, da? Ceea ce vreți să fiți. Și am zis că lângă 9 mai trebuie doar o cupă, regina de cupe, ca să facă 10. Frumos? E logic? E logic. Și e și bine să vă transformați, că e anul 2020 și trebuie să ne transformăm. Și după regina de cupe, undeva mai prin iulie, a apărut faetonul. Eventual, ori voi vreți să mergeți cu mașina către ei, dacă aveți mașină, că asta înseamnă faetonul, așa, și să o luați de la zero. Asta vreți, să vă vindecați 4 de spade și să aveți victorie și să oferiți împăcare și să lucrați 3 de... unii s-ar putea să vreți și căsătorie. Ce frumos, în fine. Deci, la capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, împăratul. În secret. Împăratul are în secret pe cineva. Nu spune, am zis mai devreme, a arătat și acum. Nici acum nu vă face plăcere să vă exprimați emoțiile, dar va trebui. Împăratul a ținut așa în balans situația. Ori n-a fost hotărât, ori a trebuit să mai lucrez la finanțele lui sau la, am văzut și regele de monede, la o atitudine mai stabilă, mai... Dar în acest moment așa, asta mă face să simt împăratul. Poate a fost prea autoritar în această poveste. Pe de o parte a ținut-o secret, pe de o parte... Unul dintre voi a jonglat, să zicem, cu un alt partener sau cu un job sau cu alte situații. Și din cauza asta nu s-a manifestat povestea pe care ați fi putut-o manifesta eventual mai devreme, fericirea asta, s-a amânat. S-au manifestat rănii, 3 de spade, dezamăgiri, supărări. Și totuși, vreți să mergeți și să comunicați și despre atracție și despre ceea ce simțiți și să începeți un nou capitol în viața voastră. Iar regina de monede. Vreți o persoană stabilă, ia uite. Vreți casă. Unii dintre voi vă doriți casă, nu mai vreți aventuri. Dacă ați avut. Da? Dacă ați fost pe lângă casă, vreți să vă împăcați cu ce e de acolo. Haideți să vedem, să clarificăm cât am vorbit. Ia, să vedem.
Miau, 49 de minute, mai e la, mai repede, mai repede. Ia uite, singurătate, da? Singurătate, pe de-o parte una a fost singură, alta a fost prea jucăuși. Și totuși, da. Trebuie să vă conectați la intuiția voastră, la inocența voastră. Fiți atenți că dacă persoana respectivă pare inocentă, este mult mai profundă. Este mult mai profundă, este un maestru spiritual această persoană. Iar regina de băte, flowering, mergeți cu pași. Ați întârziat manifestarea acestei abundențe și acestui personaj stabil în viața voastră din cauza, ia uite, iar apar, fighting și conditioning, ia uite și rebirth, da? Spuneți-mi mie, din cauza ego-ului, din cauza toxicităților pe care le-ați trăit unii dintre voi sau ei sau voi, da? Acum nu vă supărați, poate să fie oricând și viceversa, da? Trebuie să renașteți, trebuie să renașteți ego-ul aici, da? Iar leul, trebuie să renașteți. Ok, haideți să vedem. Ce ar trebui să clarific? O 8 de cupe. Ce e cu 8 de cupe în prezent? Clarific o 8 de cupe în prezent. E frumos. Asta? 8 de cupe? Wow, ce frumos, sursă. Foarte frumos. Foarte frumos. Sursa e similar cu soarele, fericirea. 8 de cupe, am zis că e transformare emoțională pentru mine, da? Vreți să lăsați în urmă ce nu vă apri. Dacă sunteți într-un trio, pentru că a apărut și 3 de cupe, da? 3 de cupe, trio, repet, poate să fie și, pot să fie și prietenii. Și este și un soi de joacă. Dacă ați jonglat în viața voastră cu diferite situații, neapărat persoane, ați întâlnit această persoană, da? La care visați de mult timp și vă aduce fericire. Cu care, dragii mei, în momentul în care sunteți împreună, în momentul în care vă atingeți, da, faceți acest contact fizic, apare lumina între voi. Da, vedeți o lumină. Și este alături de soare, da, sursă, soare, simțiți. Ia uite, aveți și 10, da, 10 de cupe. Multă fericire lângă acest personaj. Ideea este că trebuie să lăsați în urmă, să vă desprindeți de cei care vă țin departe de această lumină. Înțelegeți? De relațiile karmice despre care am vorbit. Și înseamnă lumină, înseamnă conectarea, ia uite, sursa, da? Ce frumos mesaj. Scrie sursă, nu soarele, în acest set de cărți. Și ce am zis? La chakra aceasta te conectezi la sursă, la divinitate, la energie pură. Deci asta a fost clarificat, 8 de cupe în prezent. În prezent trebuie să lăsați cupele goale și conectați-vă la divinitate ca să vă inspire. Că asta înseamnă sursă, da? Și asta înseamnă conectare, da? Conectare vă inspiră cum să renunțați la conflicte mentale și cum să manifestați vindecare. Și temperanța înseamnă și împăcare, printre altele, da? Aveți și judecata și aveți și temperanța. În poziția fricilor, nu știți cum să vă împăcați unii dintre voi. Pentru că voi vreți adevărul, vreți o nouă relație sau vreți o nouă etapă în adevăr și încredere. Și am vorbit de asta de la început. Cinci de spate. Balanțelor, balanțelor. Greu până vă balansați, până vă echilibrați, până vă decideți. Și totuși sunteți semne cardinale când vă hotărâți, luptați, da? Ok, hai să iau eu. 5 de... Vai, păi, ce diferență, dragii mei, master. Am zis că este un profesor spiritual. Dar trecând peste asta, este, ia uite, cobra aceasta. Master, am zis că e un profesor spiritual. Lecția în sine, situația în sine, este un profesor, da? Că lecția poate fi profesor, da? Pentru că profesorul ne dă lecții ca să creștem. A fost clarificată. Iar la lună plină, lucrați un pic cu manifestările. Am vorbit de manifestări, da? Lucrați, că tot vine luna plină, cu ego-ul vostru, cu...
ridicarea voastră în vibrație. Ce diferite. Este Osho. De fiecare dată când îl văd, eu mă gândesc la Osho. Dacă vreți, puteți să citiți. Eu nu citesc orice din Osho. Adică eu selectez. Vedeți și voi. Căutați pe internet anumite cărți care v-ar putea inspira. Osho a scris despre relațiile cu femeile, cu bărbații, da? Din perspective spirituale foarte interesante. Dar nu doar. Ieșiți, ieșiți, am zis că e 5, schimbare, din vibrația asta. Master, profesor. Am zis că unul e mai, din punct de vedere spiritual, unul e mai sus decât celălalt și din acest motiv poate celălalt are teamă. Are teamă, e poziția temerilor și temperanța. Temperanța înseamnă și profesor spiritual. Unul chiar e mai bine decât celălalt. Și din acest motiv apare în poziția fricilor. Vă este teamă de ei că eventual veți fi judecați? Că apare și judecata în poziția posibil. Vă este teamă că veți fi judecați, dar vedeți. Eventual, pentru că aici s-a oprit, clarificam 5 de spade și a fost clarificat cu învățătorul, cu profesorul. S-a oprit la în spatele iluziilor. Vedeți în spatele iluziilor. Iluziile pot să fie prietenii, familia, societatea. Și apare 9 de cupe. Ca să puteți manifesta satisfacții. Am vorbit de 8, 9 și 10, da? Vi le arăt? Hai să vi le și arăt, că poate v-ați pierdut un pic. Am vorbit și mult. 8, 9. Lăsați în urmă ce nu vă priește, mergeți către 9. Ca să vină regina de cupe, da? Să vă ofere cupa lor. Unde era regina? Ia vine o regina aici. E frumos, da? Unde era aici. Uite aici. Ca să vină regina de cupe, da? Lăsați. Ia uite ce frumos. Ca să vină regina de cupe lângă voi și să manifestați 10 de cupe. Frumos, da? Oh, frumii. Și puteți lua de la zero. Și aveți și mașina, honey. Da, altfel dacă mai stați iar 5, iar lupte mentale, da? Ia uite, conditioning. Chestiile astea, toxicitățile, adicțiile, oamenii care nu vă sunt benefici, da? O viață care nu vă reprezintă, da? Toate lucrurile astea vă pun într-o lume de gheață și voi aveți aici numai cupe frumoase în principiu, da? Vă pun într-o lume de gheață, nu mai manifestați decât chestii negative, unii dintre voi. Este similar cu 3 de spade, dar trebuie să vă conectați unde? Ia uite, la al treilea ochi, am vorbit de al treilea ochi, am vorbit de ultima chakră, da? Acum vorbim de conștiință. Să ieșiți din starea de zgârcit, de mizer, de unul care nu oferă. Evident că etalarea poate să fie și invers, luați-o cum simțiți. Dar, repet, nu trebuie să-mi spuneți mie, trebuie să fiți sinceri cu voi, da? Trebuie să ieșiți din starea aceasta negativă, da, de zgârcit, de om care se uită eventual la lucruri materiale și nu la adevărata valoare, ce este emoția și spiritualitatea. Asta este. Și în momentul în care decideți, da, doi de bâte, puteți să o luați de la zero. Puteți să o luați de la zero și să fiți persoana, iar regele de bâte, o persoană matură, care manifestă abundență și vindecare. Sper că nu v-ați pierdut, da? În continuare clarific. Ce să mai clarificăm? 6 de spade, că a apărut în poziția exterioară. Cine vă influențează în exterior? 6 de spade. Începe să se însereze. Ok, 6 de spade, ia uite. Șase de spade care
Este cartea care vă influențează din exterior. A fost clarificată de compromis. Și două cărți care simbolizează semnul peștilor pentru unii. New Vision și Inocența. Persoana aceasta ar fi vrut să facă compromis cu voi, să compromită anumite lucruri, da? Și am zis că este un profesor, seamănă cu acest profesor, da? Seamănă foarte mult cu acest profesor spiritual. Bărbat, femeie, nu contează. Dar și-a dat seama că dacă face prea multe compromisuri, se îndepărtează. Se îndepărtează de la esență și a trebuit să plece. Pentru cine o fie acest mesaj, nu știu, nu e obligatoriu să fie semnul peștilor, dar poate are aspecte, poate are nodul nord în semnul peștilor și atunci nodul nord în semnul peștilor te trage către spiritualitate. Sau Venus, sau eu știu ce alte planete. Sau casa 12. Ideea este că persoana aceasta a plecat. Și de când a plecat, a apărut toată transformarea asta în viața voastră. Inocența are numărul 19, de obicei numărul 19 este luna, sunt secrete, sunt frici. Dar în acest context simt că persoana a preferat decât să stea, să facă mai multe compromisuri decât era cazul și să fie în genunchi în acea relație sau în acel stadiu, a preferat să se retragă, să se ridică, să-și schimbe viziunea către lumină, da? Către inocență, către lucruri din natură, către chestiuni spirituale și să vă lase să vă faceți transformarea în liniște. Înțelegeți? Ia uite și să alegeți. Vă lăsa să alegeți. Și să alegeți să creșteți conștiința, da? Să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Pentru că degeaba, iar apar lucrurile. Degeaba. Încearcă cineva să vă explice dacă nu înțelegeți voi. Și aici e judecata. De-aia apare în poziția provocărilor și de-aia apare și temperanța în poziția fricilor. Unii dintre voi încă vă este teamă de această transformare spirituală. Evident că poate să fie și invers. Dar eu spun cum apare. Ideea este că în momentul în care faceți această transformare și manifestați împăcarea, reușiți să manifestați, dragii mei, cea mai mare chestie, cea mai frumoasă, da? Sursa, soarele, 10 de cupe, cuplu de forță, exact visele astea. Reușiți să puneți în realitate visele în care v-ați pierdut, să zic, unii dintre voi, dar nu le-ați manifestat. Ar mai trebui să clarific ceva? Nu, nu. Hai să vorbim un pic despre... viața voastră particulară, intimă. Ia uite, 6 de spade. Eventual vreți să vă întoarceți către regele. Ia uite, regina de cupe. Unde ești reginul? Da? Regele de cupe, regina de cupe. Aveți multă tandrețe față de această persoană. Simțiți tandrețe, nu doar pasiune. Chiar simțiți tandrețe și e mare lucru. Asta înseamnă că inima v-a fost atinsă. Și nu oricine ne atinge inima. Aveți și pasiune, da? Multă.